Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Iată, noile modificări pentru legile justiției scot foarte mulți oameni pe stradă. Sunt proteste în Piața Victoriei de foarte mult timp. Cetățenii sunt nemulțumiți de aceste modificări. De asemenea, magistrații au ieșit în stradă și astăzi, iată că și studenții de la drept au ieșit pe treptele facultății în semn de protest mut. La fel și magistrații au avut un protest mut. Fiecare spune care este problema. Continuă această discuție și aș vrea, pentru că am intrat în posesia unor imagini destul de grăitoare cu privire la anumite schimbări, aș vrea ca în această seară să punem sub lupă, dacă avem timp, 10 din aceste cazuri, să vedem ce se spunea în justiție și mai ales în codul penal până acum și ce ar însemna o modificare, dacă este în bine sau în rău. Imaginile pe care o să le urmăriți au o sursă grafică, bineînțeles. Cosmin Pojoranu este cel care le-a scris și până să urmărim, aș vrea să vă prezint invitații pe care am alături de mine. Este vorba de Amedeo Dima, avocat. Bună seara, Amedeo, și bine revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Și Ovidiu Lungu, el este director de achiziții la un spital privat, dar în această seară vine în calitate de cetățean al acestei minunate țări. Bună seara, Ovidiu, și bine ai venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Așadar, vreau să urmărim împreună prima imagine grafică, să vedem o situație, un caz și, bineînțeles, cum era și cum va fi. Este vorba de comunicarea informațiilor din dosar. O situație ipotetică ar fi criminalul în serie care tocmai a comis o nouă crimă odioasă, iar singurele indicii sunt o mașină gri și bărbatul care a fost văzut lângă ea. Procurorii au nevoie de ajutorul publicului pentru a găsi făptașul, ar vrea să dea publicității anumite amănunte ce ar permite identificarea mai rapidă a autorului și prevenirea altei crime. Ei bine, conform noilor reglementări, dacă procurorii oferă aceste informații, ar comite o infracțiune. Până acum, aceste informații erau date, evident, pentru că se dorea prinderea cât mai repede a făptașului, mai ales că este vorba de un criminal în serie, dar acum nu mai au voie să dea nicio informație și mai ales dacă în termen de un an de zile nu se descoperă autorul, procurorii sunt nevoiți, conform noilor modificări, să claseze cauza, deși infracțiunile contra vieții sunt destul de grave. Așadar, haideți să vedem puțin despre ce este vorba în acest caz. Nimeni nu-și dorește să știe că pe străzi se află un criminal în serie și nu poate fi prins, pentru că oamenii nu mai sunt implicați în ajutarea polițiștilor și celor însărcinați să facă acest lucru. Cum a fost și de ce ar necesita o schimbare această... Înainte de a discuta efectiv cazul respectiv, pe mine mă surprinde modul accelerat prin care aceste subiecte sunt dezbătute în momentul de față în Parlament și în Comisia Iordache. E vorba de un moment în care sunt accelerate niște discuții cu viteza luminii, vor să stea până la miezul nopții să dezbată astfel de subiecte, în condițiile în care cred că țara noastră ar trebui să fie rezolvate problemele legate de educație, de sănătate, de economie mult mai stringente și cu aceeași viteză cu care sunt dezbătute legile justiției. Nu spun că nu sunt importante, ele trebuie rezolvate. Reformă este nevoie în fiecare sistem, dar cred că modul în care s-au plasat prioritățile în momentul de față sunt total greșite, atât pentru societatea noastră, cât și pentru partea din parlamentarii care doresc să ofere o altă viziune asupra ceea ce înseamnă Parlamentul în ziua de astăzi. Ai perfectă dreptate. Și să vedem și o perspectivă din punct de vedere legal. Ce era nepotrivit până acum și de ce necesită o modificare în legea deja existentă, mai ales într-un caz de acest fel? Înainte de a răspunde aceste întrebări, aș vrea să fac câteva referiri, clarificări. Constatăm în ultima vreme faptul că în momentul de față România se confruntă cu niște frământări, cu niște lupte interne. Constatăm o scurtcircuitare a claselor sau a puterilor din România. Vedem cum cele două puteri ale statului au intrat într-o bătălie nefericită și nefastă cu puterea judecătorească. Cred eu că este firească această reacție
a legislativului vis-a-vis de desfășurarea sau de modul în care lucrurile au decurs în ultimii ani. Mai exact, vedem cum în ultimii ani s-a făcut o propagandă și s-au făcut judecăți în mod direct în emisiuni televizate. Nu spun că nu este bine ca populația să aibă acces la informație în mod direct și cât mai bine să fie informată populația. Dar am avut situații în care eu, ca avocat, am aflat din presă date din dosarul în care mi-asistam clientul. Pe cum este posibil așa ceva? Asta m-am întrebat și eu. Practic, eu nu ajunsesem la sediul instituției, poliției sau parchetului pentru prima declarație, pentru prima audiere a persoanei cercetate și deja în presă se vehiculau informații din cazul respectiv. Am avut situații când am aflat anumite date din presă și cumva aceste scurgeri de informații cred că au făcut mai mult rău decât bine. Nu știu dacă au făcut rău. N-aș putea să mă pronunț eu să spun dacă au făcut rău sau au făcut bine, dar ideea este că într-adevăr există câteva principii de drept și aceste principii trebuie respectate, printre care primul este acela al prezumției de nevinovăție, in dubio pro reo. Nu putem să împroșcăm cu noroi o persoană cercetată până când nu se stabilesc cel puțin niște cercetări preliminari, prealabile, până când nu avem niște informații mai clare. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred că și urmărirea penală este îngreunată atunci când o persoană cercetată află din presă înainte de a fi chemată sau ulterior anumite detalii. Acum, este evident că, așa cum arătam, acest scurt circuit nu este bun, nu este benefic pentru cetățeanul de rând, nu este benefic pentru specialiștii în drept din România, nu este benefic pentru țară în general. Ce ați prezentat dumneavoastră mai devreme reprezintă o extremă neplăcută în care s-a aflat țara noastră și continuă să se afle. Probabil este vorba de o reglare de conturi între diverse persoane politice pe care le întâlnim pe scena publică și nu doar. Cei drept au făcut mai mult rău decât bine pentru că au împărțit societatea în două. Au început oamenii să se împartă în tabere, să susțină un punct de vedere în detrimentul celorlalți. În funcție de unghiul de abordare. Pe de o parte, exact. Iar pe de altă parte, într-adevăr, au creat un prejudiciu atât investigatorilor, pentru că divulgarea anumitor informații în presă sau în mediul online legate de anumit dosar ar putea predicta acel caz investigatorului caz până la capăt. Dar totuși, pentru a putea clarifica din punctul meu de vedere, nefiind expert în drept, emit doar o opinie, a clarifica, să zic așa, aspectele juridice legate de comunicarea informațiilor în dosar, cred că ar fi fost potrivit să se găsească o formulare mult mai neutră, astfel încât să poți divulga acele informații care nu periclitează, exact, și nu care facilitează investigatorul să ajungă la un posibil infractor sau făptaș, și pe de o parte, iar pe de altă parte, să protejeze investigatorul respectiv pe cel care beneficiază de prezumția de nevinovăție în cazul în care concluziile nu sunt definite și există încă lucruri la care concluzia la care trebuie să ajungă. Am asistat la distrugerea carierelor sau vieților anumitor persoane. Prin intermediul presei? Prin intermediul modului în care se vehiculează și se prezintă. Ce putem spune la aproape 30 de ani după căderea comunismului, în care ne zbatem în aceeași mediocritate, din păcate, și reușim de abia acum să încercăm să punem în balanță și să echilibrăm cumva puterile statului. Am asistat la un val de ignoranță, între ghilimele, de neimplicare al celei de-a treia puteri în stat, care a permis ani de zile să fie creată o mașinărie, ca să spun așa, a corupției, după care
această instituție sau aceste instituții ale statului au început să intervină și au luat poziție, așa cum este normal și firesc. Pentru că, până la urmă, să nu uităm că poliția, parchetul sunt organele care veghează asupra siguranței statului și asupra noastră ca indivizi fiecare în parte. Și este bine ca aceste instituții să-și facă datoria. Dar s-a trecut într-o altă extremă, într-o extremă extrem de delicată, prin faptul că legislativul nu a reușit să pună pe hârtie, în codurile, sau mă rog, în legislația penală, nu a reușit să transpună foarte bine incriminarea acestor infracțiuni și atunci s-a dat o plajă foarte mare de apreciere. A venit controversatul abuz în serviciu, care în forma în care el a fost elaborat în ambele coduri penale, ducea până într-acolo încât oricine putea să săvârșească această infracțiune, inclusiv femeia de serviciu, că în exercitarea atribuțiilor care îi reveneau nu a măturat bine, putea să înfăptuiască această infracțiune, rămânea la latitudinea organului de urmărire penală, dacă el va aprecia și va începe urmărirea penală și va dispune o măsură, exact, până într-acolo încât vedem marile dosare de corupție care sunt cercetate, în opinia mea, în mod, să zicem, nepotrivit pe acest abuz în serviciu, când în realitate, prin raportare la prejudiciul creat, la cuantumul sumelor și la efectul, impactul social, ar trebui să fie elaborată o altă infracțiune, cum era în vechiul cod sau cum era înainte acea fraudare sau acea devalizare a statului, infracțiuni economice, și atunci ar fi avut un alt impact și un alt mod de a fi cercetat. Nu s-a reușit, din păcate, să elaboreze foarte clar acest abuz în serviciu, pentru că de aici este râca cea mare și lupta cea mare. Atunci, în momentul în care, dacă vă amintiți, Elena Udrea, la un moment dat, când era cercetată, merge în Parlament și spune nu se va pune problema dacă veți fi luați, ci când veți fi luați. Și fac o paranteză, eram într-o zi în sala de judecată, eram în urma unei mediatizări puternice, unor intervenții ale parchetului în diverse dosare și înainte de a începe ședința am salutat, mă rog, grefierul, procurorul de serviciu și mi-am manifestat, ca să zic, eu știu cum, în mod pozitiv și cu respect față de instituția parchetului, vis-a-vis de ceea ce se întâmpla și am spus, mă bucur că parchetul acționează în mod atât de concret și de bun. La care răspunsul a fost, dacă am luat în serios totul sau ceva de genul acesta, am arestat toată țara. E groaznic să ai o astfel de analiză și un astfel de răspuns și o astfel de evidență. Pentru că este evident, societatea și dreptul trebuie desfășurat, dar întreaga societate trebuie să se bazeze pe bună credință. Eu aș vrea să revenim puțin la comunicarea informațiilor. Până acum, comunicarea informațiilor era liberă, adică orice informație putea fi comunicată publicului larg sau numai informațiile, anumite informații și cele cu adevărat importante erau reținute de cei care anchetau cazul? Sincer? Sincer. Personal, când eram intervievat în diverse situații, în diverse cazuri, nu am divulgat niciodată vreo informație din dosar înainte ca ea să fie făcută public sau să fi conferit, să fi trecut în sala de judecată, astfel încât ea să devină publică. Din care motive? Există trei. În primul rând este vorba despre secretul profesional la care sunt obligat. În al doilea rând este respectul față de clientul pe care îl asist sau îl reprezint, de a nu-i expune pe tapet mai mult decât este cazul. Și în al treilea rând, dar nu în ultimul rând, nu neapărat această ordine, este faptul că respect cercetarea penală, urmărirea penală, care are o caracteristică și anume secretul urmăririi penale. Deci, așa cum arătam, nu este normal să vii să expui elemente importante care pot să prejudicieze. De ce iau o măsură restrictivă față de persoana cercetată, față de suspect, față de inculpat până la urmă? Tocmai pentru a preîntâmpina săvârșirea altor infracțiuni sau pentru a nu îngreuna urmărirea penală. Dar v-am spus, de cele mai multe ori aceste informații se scurgeau din alte surse. Da, asta nu este bine, dar în același timp mă gândesc că poate în anumite cazuri colaborarea cu publicul și furnizarea anumitor informații în anumite cazuri ar putea fi chiar ok în rezolvarea unui, nu știu, găsirea unui infractor sau unui criminal. Și să
restricționeze orice fel de comunicare, mi se pare că e dintr-o extremă cumva în cealaltă. Să nu uităm că pentru mult timp omul obișnuit din România nu avea acces la astfel de informații. Dacă vorbeam, de exemplu, de o persoană publică care era suspectată sau urmărită sau investigată din punct de vedere penal, cel puțin până când s-a înființat DNA-ul, nu existau astfel de cazuri, decât foarte rar în societate și mai mult decât atât în mediul TV. Odată cu apariția DNA-ului și cu facilitarea accesului la dosare, lucrurile astea au devenit foarte vizibile. Și așa cum spunea și colegul nostru de platou, acea vânătoare de vrăjitoare care a început la un moment dat între politicieni cu descoperirea dosarelor în momentele cheie din politica românească, la cine te așteptai mai puțin, au dat apă la moară televiziunilor care fugeau după audiențe, iar românul de rând obișnuit cu telenovela de zi cu zi se hrănea cu astfel de situații. Din păcate, îmi este teamă ca nu cumva să trecem în cealaltă extremă, în care totul devine din nou obscur. Și nu se știe. Intrăm într-un secret al investigațiilor, care eu cred că sunt de real folos societății. Până la urmă, gândiți-vă că noi trebuie să știm ce se întâmplă cu viitorii noștri parlamentari, pentru că noi îi alegem. Dacă nu știu care este, din punctul meu de vedere, integritatea lui, conduita lui morală în societate, modul în care se raportează la legile pe care intenționează să le emită în Parlament, cum aș putea eu să-mi emit punctul de vedere ca și viitor votant? Unul la mână. Doi la mână, ce mi se pare totuși periculos legat de această comunicare a informațiilor este termenul de prescripție care este motivat în noua propunere legislativă, și anume dacă în termen de un an de zile investigatorul nu găsește suspectul, are două posibilități. Clasează cazul pentru că nu are probe suficiente, nu ai avut acces la informații din partea publicului pentru a găsi un criminal, de exemplu, nu mai ai voie să afișezi poze, informații, detalii, nu știu cât de corect sunt aici, colegul meu poate să-mi spună, și doi la mână, a doua variantă ar fi de a prescrie o faptă care în mod normal nu se prescrie. Nu poți să prescrii o faptă care a unui infractor care a luat viața cuiva. Din punctul meu de vedere, nu e prescriptibil așa ceva. Da, exact. Vreau să ne mai uităm la încă un lucru foarte important, mai ales că a fost cazul foarte recent și super mediatizat cu ceea ce s-a întâmplat la metrou, la Dristor, și cred că știe toată lumea. Și aș vrea să urmărim și un alt rău, fără înregistrări video ca probe. Și evident că este o situație ipotetică cu Vlăduț, care se joacă în parc, este supravegheat de tatăl său și tatăl îl urmărește cu un dispozitiv de filmat. La un moment dat, copilașul fuge și tatăl, cu telefonul mobil cu care filma, surprinde un act de violență. O persoană care este agresată și urcată cu forța într-o mașină. El surprinde asta pe camera video, pe telefonul mobil sau cu ce filma. De asemenea, nu poate să intervină pentru că copilașul se îndepărta, așa că se duce după copilaș. Dar se duce imediat la poliție și arată acea filmare. Acea filmare nu mai este luată în calcul acum. De ce să nu mai fie luată în calcul? Pot fi falsificate aceste imagini sau care este, nu știu, care este motivul? Mi se pare cel mai relevant să ai o imagine video într-un caz. Evident că martorul ar fi primul, dar și martorul poți să-l mituie și poate să se întoarcă. Dar o imagine video chiar mi se pare foarte grăitoare. Ca profesionist al dreptului, nu-mi pot permite să fac afirmații și speculații luate din presă. Din păcate, nu am găsit acest proiect de modificare pe niciun site oficial. Ori nu am știut eu să-l caut, ori n-am avut șansa să-l găsesc pe un site oficial al unei instituții a statului. Am găsit, în schimb, un proiect de modificare a legii pe un alt site, pe un site de avocatură. Îl luăm sub rezervă de inventar, dacă într-adevăr acesta este cel aflat în dezbatere publică. Da. Dar care nu poate fi accesat pe site-urile respective. Mă rog. De fapt, dacă îmi permiteți, din câte înțeleg eu, se referă mai mult la modul în care primești proba respectivă. Și anume, trebuie să facă o expertiză pentru a se dovedi dacă imaginea respectivă este reală sau nu.
Revin la capitolul televiziuni și vânătoare de vrăjitoare. Să nu uităm faptul că în presă și în online și în televiziune au apărut extrem de multe filmulețe cu parlamentari care luau mită. Au fost folosite ca probe în dosar de către Direcția de Națională de Anticorupție, de către DIICOT, diverse interceptări telefonice, diverse filmulețe, diverse imagini care au dus către o anumită concluzie. Acum încerc să-mi explic toată situația asta nebună care se întâmplă în momentul de față în România, din păcate, cu graba, pentru că pe rol este dosarul Teldrum și trebuie totul să fie rezolvat astfel încât acel dosar să nu fie finalizat. Din câte știu eu, dacă nu se intervine destul de rapid, astfel încât comisia să fie oarecum desființată sau legile întoarse în Parlament, dosarul are șanse să treacă mai departe și nu l-ar ajuta pe cineva din Parlament, ca să mă exprim frumos. Acum, dacă să întoarcem la imagini, din nou cred că folosirea lor abuzivă în mediul online nu este sănătoasă, în primul rând pentru public, cu atât mai mult pentru partea de investigatori. Să nu uităm filmulețul de la metrole care s-a înțeles dumneavoastră mai devreme. Da. S-a exagerat pentru că au fost prezentate imagini mai mult decât suficiente, astfel încât opinia publică a devenit speriată, înfricoșată. Am văzut poze, următoarele zile toți erau aliniați pe perete. Exact. Eu cred că simpla imagine cu fața persoanei care trebuia să fie căutată și identificată era suficientă. Faptul că s-a prezentat mai mult opiniei publice, cred că a reprezentat exagerare, din punctul meu de vedere. Într-adevăr, nu trebuia poate să ajungă în mâna jurnaliștilor, dar ca probă în instanță, de ce n-ar fi bună acea filmare? Tocmai aici discutăm despre articolul 97 din Codul de Procedură Penală, care în actuala formă la probe și mijloace de probă enunța la alineatul 2 la litera F orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege. Prin acest proiect de modificare, repet, dacă este corect ceea ce am eu aici în față și discutăm, articolul 97 alineatul 2 litera F se abrogă sau urmează să se abroge. Adică, cu alte cuvinte, aceste înregistrări, aceste filmări sau înregistrări audio sau poze, etc., nu mai constituie mijloc de probă dacă ele nu au legătură cu cauza și nu sunt făcute de persoane care au legătură cu cauza. Am trimis mai devreme acel link cu pus pe site cu mașina de la primărie care trecea peste linia de tramvai. Mulți știu că în presă s-a vehiculat că era în mașină primarul capitalei. Indiferent dar de fapt, cine era nu e așa. În mașină. Discutăm acum juridic și discutăm într-o societate care vrem cu tot din adinsul să devină normală. Cu toate că nu va deveni. Că trăim vremurile din urmă. Dar totuși, noi insistăm și vrem. Și așa ar fi normal. Nu este normal. Pentru o contravenție pe care a făcut-o șoferul primăriei, că era primarul, că era șoferul, nu contează cine era la volan, pentru o contravenție am înțeles că și-a pierdut locul slujba. De muncă. Da. Nu e normal. E prea mult. Dacă legea nu te obligă la mai mult, de ce să o faci tu la mai mult? Toată lumea filmează. Avem camere pe telefon, pe ceas, la butonieră, la habar peste la munde, tot, în mașini, peste tot. Filmăm, punem pe Facebook ce vrem și ce nu vrem, pe internet, YouTube, etc., etc. Și nu ne dăm seama că lovim în persoane și cauzăm un efect mult mai mare decât acesta. E cazul acestui individ, dacă este reală și această informație. Pentru că ce se întâmplă? Cu atâtea informații personal, eu le iau pe toate sub rezervă de inventar. Pentru că nu știu, așa cum a spus și colegul de platou, nu știu dacă ele sunt reale sau au fost falsificate. Dar legiuitorul ce vrea să spună prin această inițiativă de modificare? Litera F se abrogă. Orice al mijloc de probă care nu este interzis prin lege. Dacă stau să o interpretez dintr-un sens, ok, zic, bun, nu mai permit ca oricine, oricând, să vină să îl filmează pe vecinul că aruncă un chiștoc pe stradă sau pe unul pe stradă, abuz în serviciu sau a făcut mizerie sau mai știu eu ce postează pe Facebook și... Sau mă duc la poliție, fac o plângere, o sesizare că vecinul nu știu ce a făcut. Adică nu vrem să devenim toți niște mișturnători sau niște scandalagii și să creăm dosare inutile peste dosare inutile. Dacă din această perspectivă se abrogă acest alineat, ok. Dar pentru că avem suspiciuni despre care vorbeam mai devreme, atunci am un mare semn de întrebare, pentru că analizând aceste propuneri de modificare, trag o concluzie.
și o voi spune la final. Mă gândeam acum la încă un lucru. Are loc un accident într-o intersecție care are o cameră video. Și făptașul omoară pe cineva și fuge de la locul accidentului. Este noapte, pustiu, nu este nimeni acolo, un martor, efectiv. Dar camera înregistrează toată această scenă și se poate vedea pe cameră numărul de matriculare și, evident, identificarea făptașului. Va putea fi folosită sau nu, păi, în instanță? Avem de la A până la E, ceea ce ar rămâne în vigoare. Așa. Avem declarații martor, după care avem înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare, procese verbale, fotografii, mijloace materiale de probă. Aceste mijloace materiale de probă pot fi și înregistrări, se păstrează mai încolo acea prevedere în care spune că pot fi folosite ca mijloc de probă înregistrările personale în situațiile care te privesc. Iar vis-a-vis de aceste camere din intersecții sau nu, nu știu dacă neapărat aici se va ajunge. Pentru că a înlătura orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege poate să implice multe lucruri. Tocmai aici trebuie avute în vedere și date niște clarificări și să vedem cum vor fi ele, dacă vor trece, dacă vor fi aprobate, cum vor fi ele aplicate. Este evident că dacă înlăturăm aceste mijloace de probă, nu ajută înfăptuirea justiției și nu ne ajută. Dar să nu uităm că în urmă cu 20, 30 de ani, 50 de ani, 100 de ani nu le aveam pe acestea și funcționam. Pe de altă parte, nu sunt un fan al fratelui mai mare, care ne urmărește peste tot. Avem înregistrări, camere peste tot și până la urmă avem și noi dreptul la intimitate. Și nu oricine, oricând poate să vină așa să le expună. Mai mult, îmi cer scuze, avem acel celebru caz din Parlament în care o doamnă deputat senator ce era provoca pe un alt domn deputat senator ce era și l-incita. Este evident că nu putem să ajungem în astfel de situații care ne fac necinste și care sunt efectiv, te lasă mască. Nu poți să admiți așa ceva. Mă duc și îl provoc pe un om, doar va spune ceva, după care să mă să-i fac un denunț. S-a ajuns prea departe. Iar ele trebuie interpretate cu bună credință, nu cu rea credință. Ovidiu, curând, ai vrut să spui, da, ceva, te rog. De curând am avut ședință în bloc și am vrut să montăm camere de luat vedere la intrare. Majoritatea locatarilor au fost de acord, însă ne-am lovit de un aspect legislativ, și anume, în ce măsură avem dreptul, în primul rând, să le montăm. Am investigat și am constatat că dacă avem acordul tuturor locatarilor, se poate face și pot fi luate în instanță ca și probe, sub condiția ca ele să fie montate de o firmă care deține licență specială pentru așa ceva. Deci, dacă acele camere din intersecție au fost montate de o firmă autorizată, care trec printr-un filtru de monitorizare al unei firme de securitate, nu văd de ce n-ar putea fi luate ca probă în instanță. Cred că m-am gândit eu înainte de emisiune că 10 chestiuni putem discuta în 45 de minute, dar m-am înșelat amarnic. Așa că vreau să mai aduc în vedere un alt lucru. Știu că în ultima vreme în presă au pus foarte mult accent pe treaba asta cu videoul, că nu mai este luat ca probă în instanță. Și încă un lucru foarte interesant, o situație ipotetică, răul numărul 4 este trecut aici la mine, arestarea preventivă nu mai este permisă uneori. Și cazul ipotetic prezentat acolo este destul de, te sensibilizează. Și spune așa, ai o fetiță de câțiva anișori și ești mândru de ea, este inteligentă și frumușică, se joacă împreună cu alți copii în fața blocului și vine un cetățean și face un lucru nepotrivit în fața ei. Ca urmare a noilor modificări ale codurilor, cetățeanul nu va mai putea fi arestat preventiv. Și alt caz, o fetiță adolescentă de 13 ani este sedusă de un individ de 40 de ani, profită de naivitatea acesteia, lipsa ei de experiență și o convinge să întrețină relații sexuale. Ca urmare a unor noilor modificări ale codurilor, acest individ nu mai poate fi arestat. Asta iar a contrariat pe toată lumea și s-a iscat un mare scandal și aș vrea să atingem și acest punct. Ca să-i nu inducem în eroare pe cei ce ne urmăresc, pentru că vrem să fim un post de televiziune care respectă, în primul rând, adevărul și pe cei care ne urmăresc. Dacă discutăm despre articolul 223, da, exact, alineatul 2, care vorbește despre arestarea preventivă, repet, dacă acest proiect pe care eu l-am în față este cel care urmează a fi dezbătut, atunci aici avem cea mai mare problemă. Problema cu fetița sau cu fetițele nu stă în picioare. Pentru că în această formă pe care o am aici, avem viol, lipsire de libertate, ultraj judiciar,
s-ar încadra, din punctul meu de vedere, ar fi un ultraj contra bunurilor moravuri, s-ar încadra ca o condiție a fi arestat individul respectiv. În schimb, marea problemă și atenție au scos acele infracțiuni de corupție. Deci corupții și cei care înfăptuiesc abuzul în serviciu nu mai pot fi arestați decât la domiciliu. Am citit ceva, nu mai știu de unde, în mass media, în care se punea problema că vor să își asigure cel puțin un trai decent la căsuțele bine dotate. Aici e o mare problemă. Și, într-adevăr, lecturând acest proiect de modificare legislativă, am văzut multe lucruri bune în el. Dar, când am ajuns la acest articol 223, coroborat cu 218, arestul la domiciliu și cu ansamblul general, mi-am dat seama că aici este făcut pro cauza. Pentru că, într-adevăr, dacă exemplul acela ar fi sunat un domn care a aruncat o hârtie pe jos în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau a furat o sumă de bani din visteria noastră, din buzunarul nostru, nu mai putem să-l arestăm decât acasă. Pentru că 218 în acest proiect îmi permite. Este acea picătură de o travă într-o sticlă de cea mai, cu băutură de cea mai, băutură de cea mai fină sau cea mai bună calitate. Dar suficient cât să te adoarmă. De ce? Pentru că în această situație, acele infracțiuni, vechea prevedere spunea, enumera mai multe infracțiuni, le-au scos aici și au mai scos acea limită pentru care pedeapsa prevede sau pentru care pedeapsa este mai mare de 5 ani. Și acolo se încadrau și aceste infracțiuni de corupție și de abuz în serviciu. Într-adevăr, în actuala formulă, parchetul nu va mai putea solicita sau, mă rog, parchetul va putea solicita, dar judecătorul nu va mai putea dispune arestarea preventivă, repet, nu arestul la domiciliu, pentru acele infracțiuni, pentru că nu se mai încadrează în textul de lege. O chestiune bună, pentru că vreau să fiu corect, vreau să analizez din punct de vedere juridic și corect. Apare un cuvânt nou pe care, ca avocat, am luptat în instanță să conving judecătorul să-l aibă în vedere atunci când dispune astfel de măsură. Și spune așa, enumeră condițiile de arestare și la 218 alineatul 1 și la 223 alineatul 2 și spune măsura arestării preventive sau arestul la domiciliu poate fi luată și enumeră condițiile de la alineatul 1 care spun zădărnicește aflarea adevărului, încurcă la și aici atingem și acea problemă cu divulgarea secretelor și alineatul 2 spune condițiile ca ce infracțiune să fie sau pedeapsa mai mare de 5 ani, dar mai introduce un nou cuvânt și spune cumulativ, deci are în vedere judecătorul acele prime condiții care le-am enumerat, cumulativ cu ce? Pe baza evaluării gravității faptei, a modului, a circumstanțelor, etc. Este foarte important acest lucru. În toată această nebunie avem și lucruri bune. Pentru că în țara aceasta nu avem doar acele infracțiuni. Aici nu discutăm doar despre anumite persoane care au făcut anumite infracțiuni și pe care le analizăm. Discutăm de ansamblul legislativ în general. Și atunci este foarte important, pentru că scopul unei măsuri preventive care este? Să securizezi urmărirea penală, să securizezi societatea că acel individ nu se duce să înfăptuiască o altă infracțiune, să-i aplici ce? O pedeapsă ulterior pentru a-l reeduca. Și aici, la reeducare, avem o serie de elemente pe care judecătorul trebuie să le aibă în vedere. Acest cumulativ ce înseamnă? Înseamnă că pentru persoana X, dăm un exemplu, un doctor, să zicem, pentru că am avut, din păcate, medici și medici buni, foarte buni, care au fost arestați. Chiar asta. Care au fost... Bun. Acum, ca opinie personală, nu cunosc pentru ce a fost și cine a fost astăzi arestat, dar au fost și alte persoane. Omul ăla, ca să fie reeducat în sensul acesta, nu cred că are nevoie neapărat. Nu știm ce a făcut. Dau un caz prezumat. Nu știu, își pagă 10 lei, să zicem. Habar n-am. N-a luat 1 milion de euro sau 1 milion de lei. A luat 10 lei. Nu știu, așa e sfânta noastră țară. Dacă nu dai, nu primești. Bun, nu e bine. Dar asta este, asta e realitatea. Bun. Are nevoie omul ăla să meargă la închisoare? Faptul că e chemat, că e cercetat, pentru a fi reeducat, mă refer, și pentru a-și da seama de gravitatea situației, nu cred că are nevoie să meargă. Sau alte persoane, Gică Popescu, iară,
Pentru mine, Gică Popescu a fost un caz de nedreptate care s-a făcut față de o astfel de persoană care a adus cinste țării. A fost trecut în același filtru și nu s-a ținut cont deloc de anumite circumstanțe. Acest cumulativ obligă judecătorul că atunci când ia această măsură să analizeze. Deși, în mod normal, trebuia să o facă și până acum. Dar legea nu l-obliga. Era o facultate. Acum, acest lucru este bun. Dar, repet, marea noastră problemă este că această modificare nu putea să o dea doar pe asta, pentru că au avut eșecul cu G13 în februarie, da. Când au venit direct. Acum au făcut o întorsătură, ceva mai amplu, o buclă. Au adus lucruri foarte bune, cel puțin acest proiect are și lucruri foarte bune, dar au venit și cu aceste lucruri care, în punctul meu de vedere, trebuie să mascheze cumva interesele exact proprii. Pro cauza. Cu tot respectul pentru dumneavoastră, nu pot fi de acord cu anumite aspecte pe care le-ați enunțat mai devreme. Cred că cu atât mai grav pentru omul de rând ar fi dacă o persoană de rang înalt sau celebră sau un anumit medic ar fi scutit de o pedeapsă pentru că este un foarte bun profesionist, a făcut țara faimoasă în afară, dar și-a permis cu toate acestea să facă și nedreptăți. Mie nu mi s-ar părea corect să fie iertat. Trecut cu vederea. Dimpotrivă, mi-ar folosi ca exemplu, mie, om de rând, că cu atât mai mult justiția funcționează, pentru că ei pot fi atinși. Vorbim de medici, lucrez într-un spital privat unde, mulțumesc lui Dumnezeu, oamenii sunt cinstiți, nu se întâmplă astfel de lucruri. Dar cazurile din țara noastră sunt suficient de grăitoare, de cazuri care pacienții nu au avut drept la acces la sănătate până nu au pus mâna în buzunar. Vorbim de oameni renumiți, oameni care au salvat extrem de multe vieți, care au adus inovație în domeniul medicinei. Nu-i scutește. Păcatul este păcat, greșeala este greșeală. Cred că ar trebui să existe aceeași măsură pentru tot, sau există aceeași măsură pentru toți. Și ce este foarte trist este că ne transformăm încet încet în protejați a infractorilor în mod indirect, pentru că devenim total insensibili la faptele de răutate care se întâmplă în jurul nostru și ne este poate mai ușor să trecem cu vederea un lucru care poate nu este la fel de grav din punctul nostru de vedere, fără să cunoaștem cu adevărat implicațiile. Undeva în trecutul meu am absolvit o facultate de teologie și ca teolog aș putea spune acum, cred că dacă societatea ar avea la bază principiile lui Dumnezeu în ceea ce privește reformarea sistemului judiciar, lucrurile ar avea o cu totul și cu totul altă natură. Este și clar. Sper să tindem către acel lucru. E vorba de moralitate și de valori. Înainte de a reveni la mingea la filo pe care mi-a ridicat-o, și mă bucur, vreau să fac o precizare. Ce am discutat anterior, ne referim la o măsură preventivă. Deci, un pacient vine și reclamă faptul că i-a dat domnului doctor X 10 lei. I-a pretins 10 lei și i-a dat 10 lei. Până când nu este cercetat, nu putem să spunem a făcut sau nu a făcut. Până nu este, mă rog, cercetat și judecat. De deci discutăm, exact, discutăm strict pe măsura preventivă. Nu discutăm de a nu fi pedepsit. Deci să nu se facă această confuzie. Discutăm de articolul 220 și 218, care este o măsură imediată, care se ia până la finalizarea anchetei. Dacă din anchetă rezultă că a făcut, este trimis în judecată. Chiar dacă și pentru 10 lei? Bineînțeles. Ar fi corect? Bineînțeles. Este corect. Este trimis în judecată, așa cum spunea și domnul teolog. Păcatul sau infracțiunea se plătește. Plata păcatului este moartea. Darul fără preț al Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos. Codul nostru penal prevede niște infracțiuni și niște pedepse. Codul lui Dumnezeu, Biblia, pe care îmi place să o țin după mine, prevede un singur păcat sau o singură infracțiune, păcatul în general. Dar noi am discutat aici strict despre arestarea preventivă, deci o măsură luată imediat. Aici trebuie să ai în vedere persoana, pentru că altfel te raportezi, altfel trebuie să izolezi un individ care face o infracțiune cu violență sau ia tot 10 lei, dar o ia prin deposedare cu violență, tâlhărie, furt, etc. Ți intră în casă, în mașină, ți ia din buzunar, îți dau una în cap, habar n-am.
ăla trebuie de îndată izolat pentru că ăla va face mult rău. Față de, eu știu, am zis un medic sau o altă persoană care nu prezintă... Polițist sau mai știu ce. Exact, care nu prezintă o gravitate și acel om lăsat în libertate nu aduce un pericol social. Ce va face? Păi omul ăla, dacă e cercetat și de bună credință, se va opri și va da seama că ce a făcut nu este în regulă, nu va repeta. Dacă este de rea credință, va fi prins în continuare și va fi pedepsit. Deci strict la măsura preventivă m-am referit, nu la a-l ierta pentru că e medic. Eu mă bucur că nu suntem în Statele Unite ale Americii, unde sistemul judiciar permite omului de rând să trimită după gratii extrem de ușor un alt individ doar pe baza mărturiei lui. Fără să existe probe, fără să existe foarte multe dovezi, fără să existe investigații detaliate și mai departe. Acum, eu cred că arestarea preventivă se aplică în cazul persoanelor care prezintă un potențial pericol pentru societate sau care s-ar putea sustrage din fața investigatorilor, unul la mână, sau care ar putea distruge anumite probe cu bună știință. Eu cred că la astfel de cazuri ar trebui sau se aplică, nu cunosc ce-i drept, suficient de mult din domeniul legislativ astfel încât să mă exprim aici. Sincer. Foarte ușor se pierde libertatea în România. Foarte ușor. Mă mir că sunt atâtea persoane care au dosare penale deschise și merg pe străzi liniștiți. Și inclusiv știu că am citit în presă anumite cazuri de persoane care erau cercetate și au invocat anumite motive de a ieși din țară și au rămas ieșiți. Au rămas acolo și nu s-au mai întors. Iară, vorbim despre modul în care suntem informați. Sunt mii, zeci de mii de dosare penale înregistrate pe rolurile unei judecătorii. Avem 6 în București, plus tribunal, plus curte de apel, plus în alta curte și mii de judecătorii în țară. Nu ne putem raporta doar la câteva cazuri sau un caz că a fugit unul sau a fugit altul. Vorbim în general, pentru că ca avocat nu apăr doar celebrități. Și am fost frustrat de multe ori, când nu a contat buna credință a persoanei cercetate, nu a contat că a încercat să conducă la aflarea adevărului, nu a contat că a declarat, nu a contat că aia, că la final ne-am trezit că toate aceste lucruri ale lui au fost interpretate în mod greșit. De asta am spus că s-a ajuns la un conflict, la o scurtcircuitare a puterilor în România. Această reacție, pentru că ce se întâmplă? Noi jucăm, judecăm și lucrăm cu ceea ce ni se pune pe masă de către legislativ. Și atunci legislativul ce vine să spună? Ar trebui să acceptăm exact ce ne dau ei? Asta e altă chestiune, că lumea este nemulțumită și până la urmă asta este o problemă destul de gravă când oamenii ies pe străzi de atâta timp, nu sunt de acord cu modificările și totuși se merge înainte. Oamenii ar trebui informați. În primul toate rând, reacțiile care au apărut în ultimul timp, atât din partea magistraților, studenților la drept, oamenilor de rând, oamenilor politici sau mai puțin politici, nu cred că sunt în zadar. Dacă, așa cum exprima domnul Dacian Cioloș la un moment dat într-un interviu, aceste modificări legislative s-ar fi făcut de un grup de juriști, de oameni independenți și ar fi fost validat de către, sau întrebată cel puțin Comisia de la Veneția, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Dar noi ne aflăm în momentul de față, puși în fața faptului de a ne proteja cât se poate de mult anumiți politicieni, ceea ce este periculos pentru societatea în care trăim, unul la mână, iar doi la mână, există riscul de a ne transforma, cred, în observatori nepăsători ai unor evenimente pe care să le considerăm nu neapărat grave, dar nu atât de grave pe cum ar trebui să fie ele luate în calcul. Cred că ar trebui să ne dezvoltăm mai mult sensibilitatea intelectuală, emoțională, astfel încât să fim receptivi la astfel de momente, ca și creștini să intervenim, pentru că este datoria noastră să luăm atitudine, să ne facem auziți cu bun simț și cu decență, bineînțeles, și să încercăm să transmitem la rândul nostru că stăm de partea adevărului și dorim ca lucrurile să fie făcute cu înțelepciune.
O scurtă concluzie, am nevoie că ne înghesie timpul și o să vină imediat Cornel cu invitatul lui. Mi-ar fi plăcut, nu m-am gândit, mi-ar fi plăcut să fac o ediție specială acum că ne-am încins la discuție și mai ales că mai erau atâtea lucruri de discutat, dar probabil că va fi un subiect de actualitate și după anul nou, după vacanță și ne vom reîntâlni. Lămurite și acum pentru că s-a pus în discuție problema noastră, ce facem și cum trebuie să reacționăm ca și creștini, avem câteva din scrierile Sfintei Scripturi, Epistola către Timotei, dacă nu greșesc, unde spune că rugați-vă pentru dregătorii, pentru autorități, pentru ca să o duceți bine. Avem Epistola lui Pavel către Roman, capitolul 13, primele versete, unde spune să fim supuși față de autorități. Avem scurt circuitarea autorităților, autoritatea lui Dumnezeu prin Petru, în Faptele Apostolilor, și autoritatea pusă tot de Dumnezeu peste biserică, prin marele preot care interzice predicarea Evangheliei, atunci când Petru constată că a fost scurcircuitată autoritatea și autoritatea marelui preot nu s-a mai supus autorității și planului Dumnezeu, și atunci Petru zice este bine să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de tine. Pentru că când o autoritate s-a rupt și a pierdut valoarea, Dumnezeu nu mai susține și atunci treci la următoarea autoritate. În cazul nostru este evident că trebuie să căscăm bine ochii. Acest imn predestinat poporului, deșteaptă-te române, deșteaptă-te române, mi-am lăsat steagul în culise, inițial am vrut să intru și cu steagul României, dar am zis să nu inflamăm prea mult spiritele, deși vă spun sincer, mă doare, pentru că trăiesc aici și am sperat să fie bine. Eram extrem de mic când am ieșit la Revoluție și speram să nu fie nevoie ca urmașii noștri să facă o nouă sau noi revoluții, două într-un an. Din păcate, conștiința, și introduc aici o carte pe care am primit-o astăzi, poate așa, în semn de a mă întări să vin la această emisiune, Jurnalul Libertății de Conștiință, mă face să sper. De ce? Pentru că văd că anumite instituții, persoane și personalități au un astfel de parteneriat și sunt inclusiv cu Parlamentul României, cu instituții ale culturilor, Secretariatul de Stat pentru Culturi, Universitatea Politehnică București, etc., etc., Parlamentul României, etc., Camera de Comisia Juridică de Disciplină și a Imunității a Camerei Deputaților. Deci avem demersuri. Da. Avem demersuri în această direcție și ne rugăm ca Dumnezeu să dea lumină. Asta rămâne autorităților, practic ultima noastră speranță. Pentru ca ele să ia deciziile potrivite acestor vremuri și potrivite și pentru noi. Să nu uităm că și Satana e la lucru și își face și el treaba lui. De-aia, în paralel. Lupta noastră trebuie dusă în primul rând pe genunchi, acolo unde avem autoritate. Și dacă îmi permiteți, vreau să răspund tuturor celor care ne urmăresc cu ocazia sărbătorilor la mulți ani, sărbători fericite, un Crăciun fericit, să-L onorăm pe Cel pe care îl sărbătorim peste câteva zile, pe Domnul Iisus Hristos. Și toate cele bune. Să ne revedem cu bine după vacanță și sigur vom mai discuta acest subiect. Poate mai apare ceva nou. Cine știe ce se mai întâmplă după anul nou, așa că rămânem aproape. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru deschiderea de a participa la această discuție. Și noi mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Intrăm într-o scurtă vacanță. În următoarea perioadă o să urmăriți cele mai bune emisiuni ale noastre din partea a doua de asta toamnă, de când am reluat programele la 7 TV. Vă doresc sărbători fericite și ne revedem vineri la Răspunde Biblia împreună cu mine și cu Cornel Dărvășan și bineînțeles după vacanță în ianuarie. De-abia ne vom revedea sub lupă să punem alte subiecte interesante și de actualitate în vizor, să vedem ce s-a mai întâmplat și cum putem să supraviețuim în această țară care ne face viața din ce în ce mai grea din nefericire. Numai bine vă doresc, rămâneți pe A7 TV, Cornel Dărvășan urmează imediat. Numai bine!